Seara, Gabi, felicitări pentru această victorie. Te gândeai înainte acestei partide că o să obțineți o asemenea victorie? Bună seara. O asemenea victorie nu, dar noi am jucat să câștigăm. Veneam cu un moral bun după victoria de la Mediaș. Despre meci știam cum joacă, știam că se închid foarte bine, că se apără foarte bine. Despre prima repriză? Despre prima repriză. Au avut un șut pe spațiul porții, prima repriză. A doua, un voleu pe lângă poartă. După care eu zic că am controlat jocul și s-a văzut scorul la final. Ați arătat că sunteți și o echipă experimentată, la cum s-au derulat lucrurile, acum ați reușit să marcați acele goluri în 10 minute. Am văzut comentariile celor din studio și interviurile dinaintea mea și că a fost un meci echilibrat. La 4-0 nu mai putem să spunem că e un meci echilibrat, nu? Dacă era un 1-0, 2-0, hai să zicem echilibrat. S-a terminat până la urmă 4-0, nu? Să fim serioși. Ultimele 10 minute, să zicem că i-am dominat, dar asta e fotbalul. Când scrii 4 goluri, înseamnă că a fost un meci ușor. Și sunteți pe loc de play-off în acest moment și a început să se vorbească despre play-off aici la Voluntari. Nu s-a vorbit niciodată de play-off la Voluntari. S-a vorbit doar să nu mai fim în situația care a fost anii trecuți. Bogdan Bălănescu a vorbit și ceva despre play-off. Bogdan Bălănescu vorbește ce curând. Zice dânsul. Eu vă spun că ăsta este țelul nostru. Poate s-au schimbat obiectivele. Nu s-au schimbat deocamdată. Obiectivul nostru este să nu mai avem emoțiile care le-am avut anii trecuți. Încerci cumva să iei presiunea de pe umerii colegilor mai tineri? Că bănuiesc că tu, ca un jucător experimentat, îți dorești să te bați în play-off cu echipele. Ce s-a vorbit de la începutul campionatului? Să nu mai avem emoțiile care le-am avut anii trecuți. Când tragem linie dacă suntem cu șanse reale de play-off sau suntem în play-off, atunci avem alt obiectiv. Până atunci nu putem să vorbim de play-off, că drumul este lung. Avem niște meciuri acum foarte importante după cel de cupă, care acolo vom demonstra și arăta dacă merităm să împingem sau nu, sau să rămânem aceeași echipă. Simți că aceste trei victorii au așezat oarecum lucrurile după începutul mai slab pe care l-ați avut? Da, pentru că a fost o anumită presiune asupra noastră, să vă spun sincer, pentru că de fiecare dată Voluntariul a început foarte prost și acum este mai liniște. Este mai liniște, am acumulat puncte. Sperăm din cele 7 sau 6 meciuri rămase din tur să mai luăm câteva puncte și să fim și mai liniștiți. Cum veți trata meciul din cupă? De aceeași manieră cum l-am tratat și pe ăsta de astăzi. Mergem acolo să câștigăm. Deci dacă nu e loc de vreo surpriză neplăcută, nu? Nu, Doamne ferește, nu. Avem ca obiectiv și Cupa României. Din nou să vină trofeul la Voluntari? Bineînțeles, bineînțeles. Gabi, ce zici despre ceea ce s-a întâmplat în derby și ulterior despre ceea ce s-a întâmplat la Dinamo? Inevitabil. Dar de faza cu faza golului care a fost anulat pe motiv de fault, nu mă întrebi? Nu. De ce? Te întreb despre Dinamo acum. Am terminat cu meci. Nu vreau să discut. Derbiul cum s-a văzut? Că bănuiesc că te-ai uitat. M-am uitat, da. Și? S-a văzut urât. Pentru Dinamo. Bine pentru Steaua. Și per total? Nu vreau să intru în polemici, în discuții sau în de genul ăsta. De ce are ăsta nevoie Dinamo în acest moment ca să se salveze? Este într-o situație de jucători dificilă? De jucători, că dacă n-au rezultate înseamnă că n-au jucători. Și de antrenor? Că deocamdată... Păi și antrenor, nu probabil dacă l-au dat afară pe Dariu Bunet. Nu știu, că nu prea mă interesează situația celorlalte echipe. Pe mine mă interesează situația Voluntarului. De asta am semnat cu Voluntariul. Am venit aici și încerc din toate puterile mele să-i ajut pe cei de la Voluntari. Nu mă mai interesează de celelalte echipe și nu am zis-o și o zic în continuare. Baftă lor și să fie sănătoși. Și să vă vedeți în play-off, poate. Să, nu știu, vedem. Mulțumesc.